Constantin Țuțu ar putea să se bată cu unul dintre cei mai titrați luptători de K1 din lume, Artur Kishenko. Proaspătul deputat a acceptat provocarea sportivului din Ucraina, care l-a învins în urmă cu 9 ani. Artur Kishenko l-a învins sâmbătă la Chișinău pe românul Andrei Leuștean, iar după meci l-a provocat la duel pe Constantin Țuțu. Ucraineanul spune că l-a bătut de două ori pe sportivul nostru, la competițiile rezervate amatorilor. Я готов боксировать завтра. Я в форме. Как бы я могу заявить откровенно и громко на камеру, что я даю возможность Цуцу реванша. По правилам КОК, по профессионалам. Я знаю, когда молодой там татку Артура Кишенко на Таиланд, на чемпионат мондиал, а до ары, ну, не цимните у него это фост, хотя фост, дар я не был президент. Pentru меня есть онуарик с лупт к Артуру Кишенко, но и практика мы крескут împreună. Un alt luptător K1 din Ucraina care vrea să se bată cu Țuțu este Igor Leapin. Sportivul moldovean l-a trimis în knockout pe Leapin în luna martie, iar acum ucraineanul vrea un meci revanșă. Хотелось бы еще вызвать, так сказать, реванш с Константином Цуцу. Я в финале встретился с Константином Цуцу. Ну, так сказать, в лучшей форме был. Вот. Если бы была четверка или один бой, я бы показал гораздо лучше бой. Пать фио лупта нумадак в афио пирамида. А коли путем с фим на ринг с луптем, дар аша, ну, ну, в реалитате к селупту я. Вreau să merg în continuare și să cresc, nu să stau pe loc și să lupt cu Leapin. Țuțu este gata să intre din nou în ring, deși a devenit recent deputat pe listele Partidului Democrat. Noi nu luptăm în stradă, noi nu luptăm acasă, ori undeva unde să fie interzis. Noi luptăm în ring, unde mai mult ca atât. Sper să fie și pentru deputați o lecție bună, că să meargă să facă sport, mai multe activități în afară de Parlament. Potrivit organizatorilor, următoarea gală K1 de la Chișinău va avea loc în luna aprilie a anului viitor.